Nu ați mă că vă preiau bine. Stațiune de prestigiu european și, cum, să nu zic mai mult, unde se făceau experiențe, unde se făceau soiul, să decadă, să se distrugă halul ăsta. După cum în industrie, cum e posibil, cum a fost posibil ca o întreprindere mare, precum Cujana, să fie distrusă în halul ăsta și abia acum să încerce să respire cu un fel de respirație mică și așa mai departe. Cum a putut porțelanul să dispară, irisul distrus de tot felul de căpușari și de prebiciu? Bă, nu, iar e istorică, nu, că termin acum, că știu că Leacu înaintează vorba poetului, deci suntem în ciclu de timp, dar iată, sunt câteva chestiuni, eu invit la spirit critic, pentru că dacă mă consider cât de cât intelectual, pentru mine definiția intelectualului este a omului care îl întreabă, pune probleme și dacă nu le poate rezolva singur, cum să zic, cheamă până la obligat la dialog pe cei care sunt în stare să facă. Dar deocamdată, starea noastră politică, vedeți cum este, nu mă fac acum, că nu vreau să-l provoc pe domnul Stoica, care a vorbit splendid și este un om cultivat și serios, dar de ce pot să spun? Nu mai bag în politică, mă aprinde. Nu se poate. E inacceptabil ce se întâmplă pe scurt.